Trăim cu altă putere de luptă. Trebuie să avem încredere în potențialul nostru și sper că în viitor poeții să-mi dea suficiente argumente ca să vină în fața dumneavoastră cu mai multe lucruri pozitive și mai multă speranță. Al doilea rival important, care ar fi? Israel, Kosovo? Bănesc că le știi și pe ele, chiar dacă nu le-ai studiat la mână. Israelul am studiat, pentru că am jucat relativ recent cu ei. Îi știm, au calitate individuală. Ok, de departe Elveția pe hârtie este cel mai bine. Nu numai pentru că au experiența turneilor finale, pentru că știu cum să ajunge aici, pentru că au jucători valoroși și joacă în cele mai importante competiții, majoritatea Germania, Anglia și Italia. Israel, dacă analizați individual, au jucători cu calitate. În plus, și echipele locale, ați văzut că sunt angrenate în cupe europene, echipă în Champions League, experiență fantastică să joci la nivel de Champions League, dar cu toate astea, sigur, cred că vom avea jocuri deschise cu ei și deschise nu numai pe teren, dar și pentru orice rezultat. O să fie o echipă care vine foarte tare din urmă. Îi dăm prea puțin atenție din punctul meu de vedere pe cât ar trebui. O echipă care, la fel, vedeți individual, că sunt jucători care joacă la un nivel foarte bun și asta ne dă de gândit. În general, turneele finale stabilesc anumite trenduri și la nivel de tactică, la nivel de exprimarea jocului, la nivel de regulamente. Ați observat vreo tendință la acest turneu final? Deci, în primul rând, am cu mine special adus raportul ultimului turneu final, pentru că foarte curând FIFA va începe să tragă anumite concluzii, acum după o primă etapă când se închid grupele, plus bineînțeles la final și sunt și eu curios să mă uit să fac comparații. De obicei, statistica spune că după faza grupelor se deschid mai mult jocurile. Pare un paradox pentru că atunci totul e de totul sau nimic, dar cu toate astea asta spune statistica. Acum, ca și trenduri, ca și prime concluzii personale, nu am date încă, le aștept și eu cu bucurie. Sunt echipe care par destul de consecvente. Adică rar am văzut un sistem hibrid, am văzut echipe care mai schimbă în timpul jocurilor, dar de obicei abordează de la joc la joc cu aceeași structură de joc și cu aceeași filozofie. Sunt echipe cu identitate deja și, cum am spus, probabil că cea mai mare schimbare vine de la această preocupare foarte mare pentru un joc pozitiv. Și cred că una dintre cele mai înțelepte decizii tehnice luate în ultima perioadă a fost această permisiune de a repune din 6 metri cu fundașii centrali în care... Uh-huh. Pentru că altfel toate echipele erau preocupate să te blocheze sus, să te forțeze să ieși cu minge de lungă și atunci, oarecum, fiind foarte multe repuneri în joc, se ducea inevitabil în direcția asta. Acum toate echipele încearcă să construiască și s-au obișnuit să construiască sus. Care dintre echipele de aici s-a părut deosebită? Care ți-a atras atenția în mod special? Pe mine, în tot timpul mă inspiră și în același timp mă câștigă echipele cu identitate deja și echipele care sunt definite. Clar, Spania este un reper. Mi-a plăcut Spania, mi-a plăcut Franța. Sunt echipe care deja au identitate de joc, sunt echipe care prin tradiție propun anumite lucruri, care indiferent de adversar merg pe linia lor și aș mai putea să mai continui cu două, trei exemple, dar astea sunt echipe care își urmăresc clar valorile, principiile de joc și mi-ar plăcea ca și noi într-o zi să putem să fim identificați în felul ăsta, cu niște lucruri clare în joc. Dacă ești favorită certă în momentul acesta, din ce ai văzut până acum la această cupă mondială? Da, n-aș putea să spun, dar e clar că sunt 4-5 echipe pe care toți le urmărim și suntem cu gândul că ar putea să atace trofeul. Nu văd o surpriză. Deci nu cred că e o echipă care să fie outsider și să o vedem campioană mondială. E greu, pentru că cele care sunt favorite sunt foarte puternice. Ce a pierdut România nemai fiind la turneele finale, mă refer la mondiale din 98 încoace? Se poate cuantifica pierderea asta? Păi, în primul rând, că trebuie să facem acest interviu într-un cadru neorganizat și mi-ar plăcea și vă promit că o să fac tot ce ține de mine și mă asigur că și băieții o să facă asta ca să fim în Germania într-un cadru organizat și să nu ne mai întâlnim așa. Mi-ar plăcea ca să fim acolo și mi-ar fi plăcut să fim și aici prezenți. Din păcate, nu ne rămâne decât să încercăm să ne uităm, să analizăm, să ne inspirăm, să ne însușim și noi lucruri care ne pot fi de folos și sper că la următorul turneu final, cel din Germania, să fim și noi prezenți.
Edi, dacă ar fi să facem un joc de imaginație în momentul ăsta și să ne închipuim că România ar fi aici în Qatar, unde crezi că s-ar fi plasat echipa astăzi? Cum crezi că s-ar fi racordat la turneul ăsta? Da, mi-e greu acum să o plasez undeva. Când ce pot să spun este că am văzut cu foarte mici excepții jocuri echilibrate. Jocuri echilibrate și cred că cu o organizare bună, dar și cu personalitate de joc, poți să produci lucruri frumoase. Acum, nefiind aici, înseamnă că nu am câștigat acest drept. Înseamnă că trebuie să privim asta cu bărbăție, dar și cu responsabilitate și să căutăm viitorul turneu final. Ai apucat să vorbești vreun pic cu Ișvan Kovács? Nu, n-am apucat. Mi-aș dori să-l întâlnesc și e posibil să se întâmple asta. Vedem astăzi sau mâine. Ai vreo explicație pentru faptul că el până acum nu a primit nicio... Sincer, nu. Deși mi-ar plăcea ca să primească, nu. Chiar nu știu. Dar a speriat un pic prima repriză cu Slovenia. Ai înțeles ce s-a petrecut în acea bucată din meci? Pe mine m-a bucurat restul de trei. Dar da, e de analizat. Am analizat, am tras anumite concluzii. Ține foarte mult de factorul mental. Am făcut o singură modificare care a impactat, da, la pauză. Moruțan a intrat și a impactat jocul imediat, dar totuși au fost ceilalți 10 jucători și am văzut un cu totul alt joc. V-aș minți să spun că a fost, nu știu, o analiză prea complexă sau măsuri prea profunde la pauza jocului. Nu, a fost o singură modificare importantă din punct de vedere organizatoric tactic, dar foarte mult accent am pus pe latura mentală și încă o dată am concluzionat că suferim foarte mult acolo. Chiar vorbeam cu președintele și ne gândeam foarte mult cum putem să îmbunătățim aspectul tactic, să vedem, putem poate să apelăm și la ajutor extern, să aducem profesioniști lângă noi, oameni care ne pot ajuta să lucrăm și mai mult decât noi o facem deja și eu o fac la ceea ce înseamnă latura mentală. Dacă aș fi avut băieții zi de zi, n-aș fi avut emoții, dar avându-i doar 4-5 zile, trebuie să valorificăm maxim acest timp. Cred că, din păcate, s-a instaurat această stare de neîncredere, de presiune, o gestionăm foarte prost, ne e teamă și pare că ne-am obișnuit cu rateurile, dar este datoria noastră, a mea în mod special și mi-asum asta ca să schimbăm acest lucru, să fac eforturi. Ați văzut că căutăm jucători noi, căutăm jucători tineri, impulsionăm. Mă bucur că unii dintre cei care i-am avut chiar la acțiune acum din noiembrie încep să producă rezultate. Mă gândesc în mod special la Paraschiv, care din nou a marcat și toată lumea vorbește în momentul de față în România despre el. Sunt peste 40 de jucători cu care am lucrat și sunt 14 pe care i-am debutat. Dacă din acești 14 măcar 5-6 confirmă, pentru mine este un obiectiv important îndeplinit. La acest turneu final a crescut timpul efectiv de joc, sunt foarte multe minute de prelungire. Cum comentați, mă rog, noua schimbare de regulament și dacă ne ajută pe noi ca echipă acest lucru sau ne afectează? Ajută fotbalul. Ajută fotbalul, iar când ești valoros, te ajută. Orice minut în plus e binevenit. Chiar mă interesam și am întrebat, pentru că vrei nu vrei, interacționez cu foarte multă lume care e implicat în fenomen și cu oameni care sunt la baza anumitor decizii și am întrebat dacă există posibilitatea ca într-un timp relativ scurt, în viitor apropiat, să se modifice regulamentul și să se joace timp efectiv. Și am înțeles că în următorii 7, 8, 9, 10 ani nu există această posibilitate, că vor să dea fluiditate jocului, să-l lase mai natural și nu există. Mie mi-ar fi plăcut, pentru că atunci am fi eliminat foarte multe momente moarte și poate mai puțin cu mai puțin fair play în joc. Spune-ne câteva dintre personalitățile cu care te-ai întâlnit aici, cu care poate ai dialogat, poate ai cinat, nu știu. N-am cinat pentru că am reușit până astăzi, venind duminică după amiază, să văd 8 jocuri, mai am încă 4. Mă bucur foarte tare că drumul a fost ok și n-am avut întârziere și am putut să debutez, între ghilimele, cu meciul Spania-Germania, care nu vreau să-l pierd. Nu era inițial în program, dar am reușit să iau acces și am venit și în timp. Sigur, am interacționat cu mai multă lume, în mod special conducători, invitați, FIFA. Nu mi-aș permite să ies în public să dau nume, dar ce pot să spun este că am găsit foarte multă lume deschisă la comunicare, la progres și foarte multă lume
interesată de ceea ce înseamnă România și chiar mulți dintre ei m-au întrebat de ce diferențele acum față de trecut. Sigur că și prin prisma domnului Burleanu, care interacționează cu oamenii cei mai importanți, am avut posibilitatea să cunosc și președintele Federației Japoneze și a Mexicului, Sami Algeave, cum spuneam, fostul atacant, oameni importanți și oameni care sunt implicați în mod activ, mulți dintre ei. Antamezi și ceva meciuri amicale, nu știu, ai în calcul, probabil vor mai fi date de amicale, ai în calcul? Calendarul nu ne va permite, va fi aproape full pentru anul următor, vom mișca o campanie pe Fast Forward în față și este greu. Au fost foarte multe critici la adresa FIFA în momentul care au încredințat organizarea acestei cupe mondiale a Qatarului. Cum ți se pare ție în aceste zile în care ai fost aici? Cum ți se pare că stau lucrurile? Cum ți se pare că ai organizat totul? Uitați că tot m-ați întrebat și mai mi-aduc aminte. Fostul vicepreședinte al Germaniei, la fel l-am cunoscut și s-am vorbit chiar despre acest subiect. Și oamenii de fotbal, a fost foarte mulți ani implicat în fotbal și a fost CEO-ul lui Schalke pentru foarte mult timp. De asemenea, a fost președinte al Irlandei de Nord, l-am cunoscut. Și ei lipsesc de aici. Dar toți oamenii care sunt implicați în fotbal, care sunt, au fost sau sunt încă implicați în decizii, analizează foarte puțin ce se întâmplă în jurul fenomenului și preferă să vorbesc foarte mult de fotbal. Chiar asta a fost mesajul, că hai să ne bucurăm de fotbal, să ne bucurăm de momentele astea unice. Suntem aici, e un privilegiu pentru noi toți să vedem cei mai buni fotbaliști, cele mai bune echipe. Și atunci eu nu m-aș hazarda să mă duc cu discuția într-o zonă în care nici nu o stăpânesc foarte bine și nici nu face plăcere să comentez. Tu ai avut oferte din zona aceasta din Orient, le-ai refuzat, văzând aici cum decurge mondialul, te răzgândești? Ai accepta să antrenezi în zonă? Îmi doresc din tot sufletul ca să reușim să mergem la echipa națională la următorul turneu final. Pentru mine ar fi realizarea carierei, cel puțin până în acest moment. Dar trăiesc în fiecare zi cu această speranță. Credeți-mă că nu e jocul la care să particip și să nu mă gândesc și la asta și să mă gândesc ce frumos ar fi fost ca și noi să fim aici. Mai ales că atunci când echipa națională a fost calificată la turneele finale, tot timpul am fost prezent, fie ca și membru al familiei, fie mai târziu ca și antrenor activ în Liga 1 și știu ce înseamnă o astfel de competiție și mi-aș dori din tot sufletul. Cred că ar fi un restart pentru noi și ar putea să deschide din nou un drum bun pentru România și echipa națională. Ai ceva timp în federație, îți place jobul acesta, nu ți-e dor să antrenezi în club zi de zi? E singurul lucru care îmi lipsește, munca pe teren. Și recunosc că e această frustrare, chiar aș putea să spun. Tot timpul mă înconjoară așa un sentiment de insuficiență, în sensul în care îmi doresc să fac mai mult timp, că ar trebui să facem mai mult, să fiu mai mult timp cu jucătorii, să lucrez mai mult pe teren cu ei, să punem la punct mai mult ceea ce înseamnă partea organizatorică de joc, să reușesc să-i capacitez mai mult, să le transmit mai multe lucruri pe care eu le simt și pe care le căutăm și sper să le descoperim împreună. Dar trebuie să fiu sincer, mi-am asumat asta, știam unde vin, am venit cu toată încrederea și acum chiar nu îmi permit luxul să mă mai gândesc la ce s-ar fi întâmplat, dacă aș fi fost, dacă i-aș fi avut mai mult sau cum aș fi putut influența. Trebuie să valorific timpul la maxim. Edi, Bora Milutinović este una dintre legendele Cupei Mondiale, trăiește aici de foarte mulți ani, a fost un prieten extraordinar cu tatăl tău, da? Ați apucat să vă vedeți aici? Nu l-am văzut, e un prieten, da, știu, bun al tatălui. Eu, sincer să fiu, și eu sunt la prima experiență în Qatar, în Arabia Saudită am fost, în Emirate am fost, în Qatar sunt la prima experiență. Din păcate sau din fericire, n-am avut timp deloc pentru lucruri personale sau întâlniri în afara hotelului. Am fost la meciuri, a fost o zi cu 3 jocuri, am fost între stadioane și focusul total a fost pentru asta. Dacă am mai avut plăcerea să cunosc anumite personaje din fotbalul mare, a fost efectiv aici, în cadrul incinta hotelului. Edi, sunt luni bune de când se rostogolește în spațiu public informația aceasta că Maxim și cu Mitriță sunt retrași de la echipa națională, da? Pe circuit intern ați lămurit clar această poveste legată de cei doi? Eu nu cred că e corect să spunem că sunt retrași. Eu nu le-am închis ușa, ei nu au anunțat oficial nimica.
cred că ar trebui să ne focusăm în mod general pe ceea ce înseamnă jucătorii care sunt în circuit, echipe naționale, pot și ei să reintre oricând. Eu sunt atent la ei, am avut dialog cu ei, pe Max îl cunosc chiar foarte bine, am fost și în Turcia special pentru el și pentru Alin Toșca la momentul respectiv. Sunt jucători care pot ajuta echipa națională în continuare, dar depinde doar de ei. Focusul meu total este pentru jucătorii care au valoare și ei sunt jucători cu valoare, mult potențial pentru Mitriță. Max deja a arătat foarte multe lucruri și are o vârstă, însă îmi doresc foarte tare ca atunci când se vine la echipa națională, și vă rog să nu faceți paralele cu ei, cel puțin nu neapărat, să vină cu toată puterea, cu toată încrederea, cu toată convingerea, cu toată energia, pentru că doar așa putem reuși. Dacă strângem grupul, dacă construim un grup care să scoată în față puterea lui de luptă, atunci avem șanse. Altfel, cu siguranță că va mai fi o campanie ratată. Dar ei ți-au transmis cumva că ar prefera să nu mai vină? Ai simțit asta din discuțiile pe care ai zis că le-ai avut cu ei? Deci, Alin, ați văzut că s-a retras. Din generația asta cu deja câțiva jucători retrași, Tătărușanu, făcea parte și Alin, este și Max. Recunosc că l-am simțit dezamăgit atunci când am mers și am discutat cu el despre ce s-a întâmplat. În sensul în care avea foarte multe regrete, că nu s-a calificat echipa, că s-au pierdut ani, că grupul n-a putut să facă mai mult și avea un simț al responsabilității. Eu l-am găsit extraordinar, în sensul în care chiar spunea că mi-aș fi dorit ca și eu să pot să fi dat mai mult, să fi făcut mai mult, nu știu în ce direcție mergem. L-am simțit un pic dezamăgit. Și această stare, aș numi eu chiar de resemnare, am simțit-o și în interiorul grupului. Asta a fost ceea ce m-a făcut să spun că, din păcate, parcă ne macină din interior ca și un cancer. Ne-am învățat să tratăm calificările și mergeam spre direcția în care chiar începeam să ne obișnuim cu asta. Este datoria mea să schimb asta. Vă mărturisesc că nu există zi în care să nu lucrez pentru asta chiar și de la distanță. Vorbesc cu jucători, țin legătura, încerc să-i consiliez cum pot. Chiar ieri am fost apelat de doi jucători din România care spuneau că au oferte, unul trei din străinătate, și mă întrebau ce părere am. Încerc să fiu aproape de ei, să-i câștig, să-i capacitez, să-i fac, să-i responsabilizez, să le dau încrederea care s-a pierdut, dar avem nevoie și de puțină șansă să începem bine campania. Din punctul noastră de vedere, de selecționer, ce s-a întâmplat cu generația 2019, U21, semifinalistă de Euro, care s-a bătut cu Germania pentru finală? Nu prea reușesc să facă față la nivelul... Dar sunt aici, sunt cu noi, majoritatea. Dacă vă uitați în mod special la ultimele două acțiuni, nucleul important a fost în jurul lor, plus 3-4 jucători cu ceva experiență superioară, adevărat. E momentul lor. E momentul lor, știi, să demonstreze, să apropie de vârsta cea mai bună pentru performanță. Mă uitam pe Elveția, a avut medie de vârstă la jocul cu Brazilia, sper că cifra e corectă și eu am luat-o de pe un site de specialitate, 27,7. O vârstă foarte bună pentru performanță și noi ne apropiem de vârsta asta. Sigur, în noiembrie am scăzut un pic media pentru că nu am avut mulți dintre băieți și am apelat la tineri. Dar e momentul lor ca să înceapă să demonstreze. Vă îngrijorează situația lui Ionuț Radu? Pentru că el a devenit titular în echipa națională în acest an, însă la nivel de club nu stă chiar așa de bine. Mai ales. Da, mă îngrijorează situația oricărui jucător care poate să intre în planurile noastre și el este un jucător pe care încercam să-l câștigăm. A debutat cu mine, i-am dat încredere, a făcut-o bine, un portar care are foarte mult potențial. Din fericire avem alți 3-4 portari, adică care arată mult potențial. Este un post care în perspectivă ne dă liniște. Dar nu ne permitem să pierdem un jucător ca Radu, nu ne permitem să trecem pe linie moarte un jucător ca Șiniț, pe care îl aștept și din ce mi-a transmis, sunt șanse mari ca să fie o schimbare în cariera lui, să schimbe clubul acum în decembrie. Mă gândesc la Radu că trebuie să se impună, trebuie să caute stabilitate, trebuie să joace. Chiar Leo Toader, antrenorul nostru cu portarii, programa o deplasare la el
vorbise cu antrenorul de portar de la Cremoneze să meargă să-l vadă la antrenament, să discute cu ei, să facă un schimb de opinii, să vadă cum îl putem ajuta să se îmbunătățească și mai mult. Acum a intrat un stand-by, din păcate, ce se deplasă. Vedem. Cum ar fi arătat România cu ADM-i? Sunt mulți jucători interesanți pentru România. Am mers în mașină la meciul Braziliei împreună cu Cafu și Roberto Carlos. A fost o plăcere să găsesc doi oameni foarte deschiși și comunicativi. Mai ales Cafu a vorbit foarte mult despre proiectele lui și e implicat în niște proiecte de dezvoltare a fotbalului și în mod special pentru tineri. Și chiar la un moment dat m-a întrebat ce părere am despre Brazilia și ce puteam să spun decât că abia așteptam să ajungem la stadion să-i văd. I-am spus că le urez baftă și că poate ne împrumută 2-3 băieți ca să ridicăm imediat nivelul echipei naționale și a spus că cu drag, dar majoritatea au rămas cu imaginea din trecut a României și, cum am spus pe buzele tuturor, parcă stă întrebarea asta care ne macine pe toți, de ce nu mai suntem acolo unde am fost. Sper că o să fim.